156 de utilaje care aparțin societăților Citadin, Salubris, Companiei de Transport Public și Servicii Publice și altor societăți private sunt pregătite să înfrunte ninsorile și zăpezile dacă acestea vor veni. Clase de echipamente pe care le gestionăm în cadrul comandamentului, coordonat fiind de către Citadin, dar la care participă și Salubris și Servicii Publice Iași și Compania de Transport Public de Călători. Avem stocuri de sare. În curte sunt 3500 de tone de sare și au sosit 6 noapte două transporturi. Vor veni cât este nevoie, astfel încât să putem răspunde provocărilor pe care iarna ne le va aduce odată cu căderea primei zăpezi de regulă. Și sigur, oamenii necesari pentru a putea acționa atât în bază cât și pe străzile din municipiul Iași. Dintre cele 156 de utilaje, 90 sunt închiriate de la diverse societăți comerciale. De asemenea, de la cele 4 societăți din subordinea primăriei sunt peste 1000 de angajați care se vor ocupa de dezăpezirea șoselelor, trotuarelor și parcurilor. Fi nevoie, să spunem, de o acțiune civică comună între autoritățile publice locale, între noi, primăria, societățile noastre și toți ieșenii. Există obligații prevăzute de legislația locală și națională în ceea ce privește curățirea spațiilor pe care le administrează fiecare, chiar și curți, și sperăm să se întâmple acest lucru. Vom încerca cu poliția locală să-i determinăm pe toți cei care trebuie să acționeze, să o facă din timp și sigur vor avea prioritate străzile de categoria 1, cele care asigură transportul public de călători, accesul către școli, către spitale, urmând să intrăm rând pe rând în tot municipiul Iași, funcție de gravitatea fenomenelor meteorologice. Activitatea de întreținere a municipiului în perioada iernii va trebui atent supravegheată. Prețurile combustibililor au crescut cu 20% față de anul trecut, însă există bani prevăzuți în buget pentru plata acestora, astfel încât ieșenii să nu aibă neplăceri din cauza zăpezii.